Bună seara și bine v-am regăsit ca în fiecare joi seara, chiar și dacă este caniculă, dacă este frig, dacă ninge. Noi suntem aici la televiziunea de suflet și în mod special joi seara cu Cerasele Show, cu invitați importanți cu care vorbim despre viață, despre lucru, despre perspectiva de a privi viața și momentele dificile din ea și cum trecem mai departe. Am văzut că acum pe vară sunteți puțin mai liber, să zic așa, că mi-ați scris foarte mulți, mi-ați dat foarte multe amănunte despre lucrurile cu care vă confruntați. Eu vă mulțumesc și sper că ați primit răspunsurile pe care eu vi le-am scris și vă invit să scrieți cât mai mulți, să-mi spuneți pe cine ați vrea să invit, dacă se poate, bineînțeles, ce subiecte să abordăm în continuare și ce lucruri să dezbatem aici în care să ne inspirăm și să ne îmbunătățim viața, bineînțeles. În seara aceasta o am ca invitată o doamnă frumoasă, un regizor artistic sau pentru că este femeie aș putea să spun regizoare și vreau să-i mulțumesc Silvia Ionescu și bine ai venit la noi în emisiune, dragă Silvia. Bine te-am găsit în cadrul emisiunii, draga mea prietenă, și îți mulțumesc foarte mult pentru onoarea pe care mi-ai făcut-o Știu că invitându-mă. tu ai fost întotdeauna în spatele camerelor. Da. Ești foarte obișnuită ca Da. regizor Da. să fii în spatele Da. camerelor. Da. Eu Ai sunt mai regizor fost de și invitat? teatru. Da. Am făcut și teatru și film și acum fac O să ne spui televiziune, de după cum toate știi, dar am fost că... și invitată și când lucram în teatru, dar și de când sunt în televiziune m-au mai invitat Deci nu colegii. sunt prima, ce rău îmi pare. Dragă Silvia, hai să mergem puțin în timp înapoi. Spune-mi puțin de unde ești, pentru că cu toți invitații mei îmi place să-mi povestească puțin din viața lor și să Sunt din vedem București. din București. Deci Da, bucureșteancă, jet pe jet. deci nimic. De unde? Din ce cartier? Unde ai Din crescut? Berceni. Și am Foarte fugit de frumos! acolo. Cu De ce? viteza luminii. De Nu ce? știu. Berceni e un Așa? cartier ca și Ok, să orice alt fie. Sunt cartier. absolut de acord, dar să fie acolo. Să rămână la el acolo. Nu știu, am simțit eu să fug de acolo, nu știu de ce. Am înțeles. Și părinții stau încă acolo Părinții sau nu mai sunt. nu mai sunt Stau pe părinții lângă tăi? Pe lângă Becile, Becile, la Popeșle Ordeni. am înțeles. Nu, nu mai sunt de mult, nu mai e nimic acolo decât un Spune apartament pe puțin care despre încerc să scap de el. să scap și de asta, Pentru am că nici înțeles. fiul meu nu vrea să stea acolo. Am înțeles. Spune puțin despre copilăria ta, despre învățăturile care le-ai Copilărie primit de la absolut mama. normală, cum era pe vremea lui Ceaușescu, Da, cu da. toate cele, cu statul la colț, cu nu se poate asta acum, cu o să vedem noi la salariu, cu exact cum erau toți copiii atunci, dar spre deosebire de ceea ce fac puștii acum, noi ne jucam în zăpadă până eram uzi peste tot, Frească, da, da. cu zăpadă în cap, în gât, în încălțări, veneam și eram puși pe calorifer, ne Agățați deasupra duceam cu cheia de calorifer. gât, stăteam împreună cu vecinii, dacă nu te știa mama, nu erai acasă, te găsea precis la un vecin dormind toți casardelele, tot blocul, că vecina gătise în ziua aia și de astea. Și copii, și cu profesori foarte Ce ți-a buni. plăcut în copilăria ta sau ce te-a inspirat pentru mai târziu să devii ceea ce ești astăzi? Nu, nu m-a inspirat nimic atunci. Practic, transformarea mea a început pe la 20 de ani. Până la 18 am fost un copil cu minte și extrem de ascultător, iar părinții mei care erau mai în vârstă erau genul, nu le reproșez nimic, adică ei au făcut absolut tot ce au putut, Bineînțeles, dar foarte, lucrul foarte. care totuși te-a impactat Exact. negativ este important să le spunem ca să putem să ajutăm noi părinți să nu mai facă aceste Era lucruri. chestia aia, faci cum spunem noi și ești obligată să faci cum spunem noi, adică un lucru care m-a marcat a fost că la 16 ani, 17, eram la liceu, vrând să am un prieten și să mă duc cu el la film, Să zicem primii fiori, așa de părinții au dragoste. trebuit să-l cunoască, n-am avut voie până la urmă să mă duc la film, nu știu ce, și pentru că m-am întâlnit cu el de câteva ori, a trebuit să mă mărit până la 19 ani, adică a fost foarte nașpa. Groaznic. Groaznic, împotriva voinței mele, nu, că trebuie să te măriți că ar fi cartierului. Neavând nimic, adică pur și simplu, știi? Dar asta a fost. Și a fost o chestie care a ținut 2 ani. Am plecat mâncând nori. A, deci te-ai căsătorit până la urmă, la A fost 19 ani. obligatoriu, adică Ca obligat să forțat. pleci de acasă, cumva. Da, Să te și a duci la fost și mai film. nașpa. Ca să poți să te duci Da, la film, a și a trebuit fost să și te mai măriți. nașpa. Și în 2 ani am plecat de tot.
Și efectiv am plecat, am lăsat tot și în momentul în care am lăsat am simțit așa cum cad niște lanțuri. Și după aceea a început transformarea mea, adică m-am început să mă pregătesc că pentru facultate. Că așa ce l-ai dat noilor părinți, să zicem cei care au copii încă mici și cresc acum, să nu mai țină copiii atât de strict? Nu știu, e foarte greu pentru că... Știu că și tu ești mamă, și eu sunt mamă și fiul mă ascultă și sigur o să îmi facă observație. Ok, îmi pare rău, Tudor, că spun asta, dar copiii ar trebui lăsați mai liberi. Groaznic! În sfârșit, cred că ar trebui să avem mai multă încredere în ei. Oricum, părinții noștri au făcut ceea ce ei erau învățați să facă. Și cred că pentru noi, și eu și tu și cei de vârsta noastră, suntem o generație oarecum de sacrificiu, pentru că am fost educați și crescuți în acel regim și în acel sistem. Crezi că ne-a impactat să nu avem destulă încredere în noi? La asta te referi? Da, și a trebuit să facem față și să ne dezvoltăm și să învățăm din mers, să fim noi înșine, să ne creștem copiii și să devenim niște oameni care să facă față unei alte lumi și unei alte societăți. Noi atunci, amintește-ți cum era, aveai terminai liceu, făceai sau nu făceai o facultate, intrai într-un serviciu, ți se dădea casă, ieșai la pensie din serviciul ăla, făceai un credit și îți luai apartament sau o mașină sau așa, mai trăgeai... Un ceare, da. Da, mai un ceare, da. Mai câștigai la cec, poate, îți făceai un concediu la mare dacă primeai bilete prin sindicat sau de la serviciu, nici nu mai știu cum era. Nu eram învățați să fim competitivi, nu eram învățați, mai ales fetele, cel puțin eu așa am perceput, trebuia să fii la locul tău, să fii... Mă interesează cum ai perceput tu, cum ar trebui să fii. Să fii la locul tău, să fii cu minte, să stai în banca ta, să nu treci peste alții, să ai grijă. Tu trebuie să fii acolo mic și la locul tău unde ești pus acolo să stai. Țin minte că mama a avut un șoc teribil. Era 90 și un pic, nu erau telefoanele mobile și făceam un film cu domnul Rebenciuc. Eram asistentă de regie la Adio Europa, un film artistic de 10 episoade și trebuia să vorbesc cu domnul Rebenciuc. L-am sunat de acasă și a fost o încurcătură cu programul dumnealui și eu eram foarte supărată că nu vine la repetiții, la filmare. Că până la urmă s-a rezolvat și a venit, dar țin minte că după ce am închis telefonul, mama m-a certat, deci eram... Aveam 30 și de ani. Zita mai da, eram regizor, eram pe picioarele mele, eram... Dumnezeule, ce mi-a făcut... încă acasă la mama? Nu. Eram într-o... Era tata foarte bolnav, a făcut un accident vascular cerebral și eram acolo într-o vizită. Și te-a certat foarte tare că ce? Că mi-am permis să mă iau de domnul Rebenciuc. Pe care dânsa îl cunoștea. Îl venera. Nu că nu-l cunoștea personal, dar îl venera. Nu zic că îl cunoștea doar de la televizor. Exact, îl venera. Efectiv, îl venera. Și cum... Cum mi-am permis să mă tu, cert. Femeia de acasă. Da. Și cred că a fost, chestia asta a fost foarte greu după aceea să-mi găsesc identitatea mea, iar după când am rămas, mai ales când am rămas singură cu copilul, a fost... Hai să luăm pe rând. Deci te-ai căsătorit la 19 ani, da, și am ai divorțat peste 2. Bun. Ce s-a întâmplat la 20 de ani atunci? Adică eram de la 18 ani, cariera, pentru că nu intrasem la facultate. Da. La ce facultate ai dat prima dată? Biologie, pentru că eu îmi doream să fac... Părinții m-au obligat. Eu aș fi vrut să fac liceu de artă, m-au obligat să fac liceu sanitar. Erai creativă deci de mică. Da, pictam foarte frumos. Motiv din care în momentul ăsta nu mai pot desena, deci în momentul în care am aflat că nu mai pot face acest liceu, că nu, ei nu sunt de acord, nu pot desena. Desenez foarte greu, dar mi-am inhibat această chestie. Deci desenai foarte frumos, da, și m-aș părinții niște premii. Ți-au inhibat acest lucru. Iar învățasem să fac litografie, chestie mai specială. Da. Da. Și au zis, nu, noi suntem în vârstă, trebuie să te lăsăm cu o meserie, faci liceu sanitar. Ok, am făcut liceu sanitar, ca un copil cu minte. Mi-aș fi dorit să fiu chirurg. Am o problemă cu mirosul din sala de operații, nu cu sângele. După aceea am lucrat ca asistentă în cabinete unde se făcea mică chirurgie, orele oftalmologie, deci nu era o problemă. Și atunci am zis, ok, dau de gura lor mei la biologie. Bineînțeles că n-am avut nici cel mai mic gând de a intra, adică cu nonșalanță am picat cu brio.
Bineînțeles că am plecat și treapta a doua, ca să mă răzbun că m-a obligat să fac acel liceu. Care nu ți-l doreai. Da, și a fost chestii. Mama a plâns, i s-a făcut rău, Dumnezeu să ierte. Eu m-am făcut căleșină, adică aveam un talent actoricesc. Deja. Da, și la facultate n-am vrut să intru sub nicio formă. Te-ai angajat? M-am angajat, am lucrat, imediat m-au angajat, adică la două zile după ce s-au afișat rezultatele. Cum era pe atunci, te angajezi în o casă să fii cât mai aproape, m-am angajat la spitalul nou. N-am știut de această experiență, da, interesantă. La psihologie, la psihiatrie. Wow! Cred că a fost un moment destul de dur pentru tine. După vreuna, nu, după vreo 3 luni, 6 luni, am avut o problemă. Aveam și o parte de bolnavi agresivi. Wow! După ce am mâncat bătaie de la unul dintre ei. Pentru că făceam gărzile de noapte. Știi, uite, râdem de lucru. Atunci a fost cumplit. Da, sunt convinsă. Acum râd cu lacrimi. Acum apare, da, ceva... Era, clar a fost tragic în momentul acela. Deci, ei erau sedați. Când făceai gărzile de noapte, erai singură pe tot pavilionul, foarte mulți pacienți, cei de la... pacienții agresivi sau foarte bolnavi erau sedați și trebuia să le faci în cursul nopții un tratament. Acolo era... Deci ăștia erau cu schizofrenie, cu paranoia. Uh-huh. Și aveam o fostă doamnă, un medic. Deci doamna fusese medic-psihiatru, era în continuare doctor, dar era pacient acum. Wow. Se transformase în schizofrenie. Interesant. Foarte mulți, am avut și foarte mulți tineri care învățau cu disperare, cu note absolut senzaționale, cu rezultate strălucite la liceu, la facultatea de medicină, intrați primii și care clacau la un moment dat și făceau schizofrenie. Am avut și cazurile astea. Și la un moment dat, una dintre aceste, deci o tânără fată, presiune da, mare da, care da, da, vine făcea pe un ei, click care se ducea totul. Se ducea, se făcea praf. Da, 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 efectiv praf, adică tot sistemul lor nervos făcea poc. Și se scurt circuita. Această doamnă doctor, care normal din respect și așa nu o legam, nu... Da. Era doar mai sedată. A început să deslege pacienți. Ea era într-o pseudocriză, să-i agite, să-i nu știu ce. Și atunci s-au agitat foarte tare, gândește-te că erau vreo 30, până au venit bărbații de la camera de gardă, da, medicul, așa, eu am încercat să și cu infirmierele să facem ceva. Mă rog, până la urmă cineva m-a lovit, noroc că exact atunci au intrat brancardierii și asistenții care erau de gardă și i-au luat pe ea. Mi-am revenit, dar după aceea m-au dus cu forța, adică mă ducea tata la servici, refuzam să mai merg. Până la urmă m-am transferat la o policlinică. Am divorțat, am lăsat tot, absolut tot și nu m-am uitat în urmă. De ce ai divorțat? Eu înțeleg că te-ai căsătorit cu prima ta iubire, dar... Nu era o iubire. M-am măritat cu cine m-a obligat mama. Am că înțeles. Nu mai... Era un prieten, adică am vrut și eu să vă cum să ai un prieten. Și atât, un prieten, decât... deci nu mai mult. Nu o iubire, nu, un prieten. Și ce s-a întâmplat? Nu erați pe aceeași frecvență? Sau nu mergea nimic. Nu mergea nimic. Nimic, nimic. Tu vrei la mare, la munte, tu nu vrei... Nu mergea nimic, mai nici măcar... Pentru că nu ne cunoșteam și pentru că nu era o chestie... N-aveam subiecte comune, n-aveam, cum să spun, nici chestiile mărunte, cum ar fi cum igiena, să zicem. Ieși, da. Cum a avut curajul să ieși rapid din această relație? Toxică, să o numim așa. Foarte toxică, pur și simplu am întors spatele și am plecat. Deci am întors curajul. Spatele. În momentul ăla... A fost mai multă inconștiență. Am aflat că are o amantă, m-am îmbrăcat în tren, m-am dus până nu știu unde, pe lângă București. Era bine mersi cu iubita lui, cu familia, cu... era o petrecere așa de familie, sărbătorea faptul că era însărcinat. Wow! Totul absolut extraordinar, minunat, fascinant. În momentul când m-a văzut, s-a urcat în mașină și a vrut să dea cu mașina peste mine și am zis, nu, e cazul, stai că dimineața nu mă mai găsești acasă. Cum a vrut să dea cu mașina peste așa, bine. S-a urcat în mașină și... Venea spre tine. Da. În curte. Era o curte de aia țărănească, lungă, mă rog. Tu acum vorbești foarte ușor, dar mi se pare groaznic să afli că... Îți spun că în momentul ăla a fost o inconștiență a
tinereții, nu știu, a fost așa o chestie pe care am trăit-o extrem de pe deasupra. Totul mi-a fost foarte ușor, știi? Parcă stăteam pe un norișor și pluteam și eram spectatorul propriei mele vieți. Și a doua zi, efectiv, am plecat și spun că a fost inconștiență, pentru că dacă m-aș fi gândit exact la ce urmează și la ce vor zice părinții mei, mai ales mama mea, n-aș fi avut curajul să fac pasul ăsta. Eu am stat în chirie la cineva. N-am stat acasă, pentru că nu m-au primit. Am pierdut absolut tot, pentru că mama s-a dus și a depus mărturie împotriva mea că am plecat din casă. Pentru că mama trebuia să stai acolo. Îți spun, mama mea, nu, Dumnezeu să o ierte, nu a acuz cu nimic, ea însăși trecând printr-un divorț. Așa a considerat ea, așa, că e mai bine așa, să rămâi acolo și să-ți ții familia. Soțul tău era deja cu cineva matter. Care era însărcinată, ce-ar și fi vrut? Și ce dacă? Îi plătea lui aia pensii. Fă și tu un copil. Tu de ce ești proastă și nu faci? Și cum adică a depus mărturie împotriva ta? Că ai plecat de acasă? Da. Că am părăsit domiciliul. Și că nu m-am dureros. Mai întors. Cum ai trecut totuși peste acest moment de pe norișorul ăla al tău acolo? Spune nu știu și acum. Nouă, cum a nu funcționat știu. Pur și norișorul. Simplu m-am întors și am plecat. Și îți spun, am în minte și acum, primisem casă, fiind asistentă, aveam garsonieră în drumul taberei, deci n-aveam, era foarte bine, din punct de vedere material, o duceam extrem de bine. Am simțit, am plecat, am trecut prin parcare, am lăsat și mașina și tot, și trecând prin parcarea de la bloc, era 91 sau 90. 90. Am simțit cum cad după mine niște lanțuri. Deci această senzație, acest sentiment nu o să lui niciodată. Te rog să nu mă întrebi nimic, nimic, dar absolut nimic din ce au însemnat ședințele de tribunal. Ce a însemnat avocatul, nu știu nimic. Nici nu-ți mai aduce aminte. Nu. Foarte bine. Un singur lucru mi-aduc aminte, că a trebuit să mă duc din nou la tribunal și să mă agit pentru hârtiile de divorț în momentul în care am dat examen la facultate ca să demonstrez că spune de nume. Spune puțin cum ai fost inspirată să ajungi la această facultate a fost, de regie și teatru. Am avut un prieten care este băiatul unuia dintre marii noștri critici de teatru, unei doamne extraordinare, care nu mai este printre noi, dar este un om care în teatru românesc a însemnat foarte mult, tine, Lambert Logea, și eram prietenă cu fiul dumneaei, eram asistentă în continuare și el trebuia să facă un film, venise domnul Liviu Ciulei să facă o piesă de teatru, era Visul unei nopți de vară la Bulandra și el trebuia să facă un film, era operator, director de imagine, și trebuia să facă un film despre chestia asta și m-a luat cu el. Și atunci, nu știu, m-a laurat pe dinainte, a spus niște lucruri, m-am comportat într-un anume fel și el m-a întrebat de ce nu faci asta. Și eu am zis, cine sunt eu să fac asta? Adică un fel de ai spus, ar fi bine cadru așa? Un regizor de televiziune, da, face cu totul altceva decât un regizor de teatru. Sunt două lucruri total diferite. Regia de televiziune, regia de teatru și regia de film sunt niște meserii de sine sătătoare cu totul diferite. Evident că știind, eu care am făcut regie de teatru, sunt de părere că asta ar trebui învățată prima dată, pentru că la regia de teatru înveți lucru cu actorul. Nu știu cum mai e acum, dar atunci așa era. Învățai și să lucrezi cu omul, cu actorul. Și atunci îți e ușor să le faci pe celelalte. Dar te rog să mă crezi că regia de televiziune am învățat-o în momentul în care am intrat în televiziune, cu ajutorul unor oameni minunați care nu m-au trimis să caut șarful, să aduc cutia cu miră și alte cele, și care au avut răbdare cu mine și m-au învățat. Și ani de zile. De ce se fac și glume de ce nu asta? Când vine un regizor tânăr și da, nu. Da, și nu numai regizor, și redactor. Îi trimite să caute șarful? Da, diverse chestii. Adu-mi cutia cu miră, adu-mi cutia cu șarful. Du-te și vezi unde e priza de... Da, diverse, da. Niște glumițe, să zicem așa, nevinovate. Da. Ba chiar în momentul în care am zis, la prima mea filmare, o mare prostie, filmam niște cărți la o editură. Și am cerut prin plan de carte. Și? Nu se cere așa ceva? E detaliu. Prin plan e numai la oameni. Ah, prin plan e numai detaliu este la carte. Și au venit operatorul lângă mine. Silvia, să nu mai spui niciodată. Detaliu. Da, te faci de râs. I-am mulțumit și le mulțumesc acestor oameni, unii nici mai sunt printre noi și în ziua de azi. L-ai luat din prima? Povestește puțin momentul când te-ai la facultate, da, am luat. Și acest
prietena nostru m-a dus la un om care, după cum știi bine, îl consideră îngerașul meu păstor, la domnul Tudor Mărăscu, să vadă dacă aș fi în stare. El insista, eu ziceam ce să caut. Și am avut o discuție și a zis da, e în stare să intre la facultate, după aceea depinde de ea. M-am pregătit un an, am intrat din prima, am fost prima generația de mea și cea dinainte care am intrat din prima. La 20 de ani eram cea mai mică din grup, aveam și colegi de 40, că pe da, atunci nu se intra la 18 ani, era un fel de da, și era un fel de lege nescrisă că pentru a face regie ai nevoie de o experiență în spatele tău. Pentru că regizorul de foarte multe ori apelează la memoria lui afectivă, la memoria lui propriu-zisă, la multe lucruri ca să facă piese, film, să faci imagini. Cum să spun, noi chiar făceam niște caiete de impresii și le am și astăzi și uneori mai fac. De exemplu, ploaia într-o zi îți dă un sentiment, iar acel sentiment îți poate aduce aminte de cu totul și cu totul altceva în momentul în care tu pui o piesă de teatru sau tragi un cadru într-un film. Acel sentiment pe care tu, dacă îl pui, reușești să aduci acolo ceea ce ai simțit tu când a plouat în acel moment, da, și să crezi că poți crezi să transmiți emoție. Știi, crezi starea care se vede. Foarte interesant. Și deci ai luat din prima. Da, mi-aduc aminte, acum mi-aduceam aminte că Pintilie, Lucian Pintilie a făcut într-o piesă de Cehov, nu mai țin minte dacă Unchiul Vanea sau Trei Surori, o scenă când pe masă se întindea vinul care curgea ca sângele pe fața de masă. Nu mai țin minte exact, dar țin minte că acea scenă îi rămăsese lui din ziua de cutremur când se spărsese o sticlă de vin pe masa lui și ce a simțit el atunci trebuia să simtă actorii și să... Și țin minte că fiind scenă, deci pe scenă, nu film ca să ai detaliu, pata aia de vin roșu care se întindea în liniștea care era pe scenă îți dădea un anumit sentiment și un anumit fior. Ca dovadă că imaginea mi-a rămas. Am intrat de prima dată, mi-a plăcut enorm. Bineînțeles că am fost frecată, ce m-a frecat domnul Mărăscu, nu pe mine, pe toți, adică nopți dormite pe costume, până venea, a fost profesorul nostru de ani, eram 8 în grupă, am terminat 6, toți ne facem meseria, absolut toți, ceea ce este foarte mare lucru, suntem regizori de televiziune sau am o colegă care lucrează cu deținuții și cu persoanele handicapate pentru reintegrarea în societate, am doi colegi care fac teatru radiofonic și care sunt extraordinari și au luat premii de UNITER, Beatrice Rancea a fost colegă cu noi, am fost o grupă de oameni care ne-a plăcut meseria și care o facem, suntem acei aleși care își fac meseria pentru care s-au pregătit în ziua de azi, ceea ce este și foarte mare lucru. Și în timpul anilor ai simțit atracție, adică ai simțit că da, asta îți place să da, faci? Da, am te-ai simțit, bucurat că ai fost m-am bucurat ghidată. Foarte mult, am muncit pe brânci, că asta e o facultate pe care fiecare an este eliminatoriu, noi făceam 5, nu, ca acum cu sistemul Bologna 3. Acum se fac doar 3? Se fac doar 3 și după aceea ești obligat să faci master, noi făceam 5 și după aceea masterul. Iar din anul 4, deoarece studiourile de la Cassandra erau dezastru, nu se putea face în ele, am fost aruncați în teatre. Deci eu în anul 4 am lucrat la Teatrul Național din Iași. Am pus un spectacol de 2 ore jumate pe scena Teatrului Mare, pe scena mare a Teatrului Național din Iași. Îți trebuie și mândrie și încredere în sine și știința meseriei și tot să poți face chestia. Și cred că și toți colegii mei. Vreau să-ți ții puțin ideea, pentru că acum este o pauză publicitară și după aceea revenim la Teatrul din Iași, unde o să ne spunem povești din spatele pieselor de teatru publicitate.
Și am revenit după pauza publicitară. Pentru cei care abia au deschis televizorul sau încă nu s-au lămurit despre ce este vorba, o am aici invitată pe Silvia Ionescu, regizor artistic, cu care vorbim despre viață, despre teatru și mai ales o să ajungem să vorbim și despre frica ei de succes. Dar deocamdată am rămas la anul în care ai ajuns regizor chiar la Teatrul Național din Iași. Da. Spune-mi așa, un moment care te-a impresionat din tot ceea ce ai făcut în cariera ta de regizor artistic, un moment sau de student, ce te-a impresionat cel mai mult fiind în preajma acestor monștri, ce te-a marcat, ce te-a impactat cel mai tare? De faptul că eram lângă ei și ne erau profesori. Adică Sanda Manu și Albulescu erau profesori la Catedra de Actorie. Scenograful Ilciulei, domnul Jitianu, împreună cu domnul Madescu, erau, care sunt foarte mari scenografi, erau profesori noștri de scenografie. Mișcare făceam cu doamna Răducan, cu Miriam Răducan. Și când vedeai toți acei actori care tu îi văzuse doar în televiziune? Știi, era foarte ciudat. Ne-am obișnuit repede, dar... Îți cam venea să te lipești de ziduri. Așa, mai povestit în pauză. Da, să că trecea doamna Olga Tudorache pe culoar și efectiv ne lipeam de ziduri. Vă lipeați direct de ziduri. Ne lipeam de ziduri. Îți venea să faci ca în desene animate. Aia puternică. Și să te și acoperi. Da, da, da. Și dacă îndrăzneam careva să treacă, tinere, ai făcut ceva în viață să-mi treci mie prin față? A, spunea lucrul ăsta, doamna Olga Tudorache? Da. Și pe tonul acela pe care l-avea doamnei. Deci ne lipeam de ziduri, nu exista. Și chiar dacă lucram... Și când ai primit legitimația aceea, povestește da, momentul. Când eu am intrat în facultate, când am dat examenul de admitere, domnul Remenciuc era rector. Și fiecare examen era eliminatoriu și la ultimul ne-am dus, au urmat profesorii din comisie să stea de vorbă cu rectorul, cu decanul, sus la biroul rectorului. Etajul 3. Și noi ne-am dus toți și stăteam pe niște mese acolo, așteptând și chibițând care a luat, care n-a luat. Trecusem deja două examene eliminatorii. Și a ieșit domnul Remenciuc. În spatele lui erau ceilalți profesori și domnul Remenciuc vine, ne strigă, ne dă, da, nu ne-a lăsat să ne uităm pe verso unde erau ștampilele de admis. Și a zis, dragii mei, de acum încolo trebuie să vă spun colega. Wow! Deci, știi cum și acum a venit norișorul direct. Deci și acum simt același gol în stomac, același ior, mi se face pielea de găină. Nu știu cum am plutit de la etajul 3 jos, cum am ajuns la parter, n-am căzut pe scări. Deci nu știu. Și profesorii pe care i-am avut și până și faptul ăsta și respectul pentru profesorii pe care i-am avut, profesorul de an, oamenii cu care am lucrat, iubirea lor față de meserie, dorința lor de a ne învăța tot ceea ce știu și de a ne face să fim chiar mai buni decât ei, dacă este posibil. Și am niște colegi și la actorie absolut extraordinari, sunt niște nume mari ale teatrului și filmului din ziua de azi. Ne-a făcut nu că să învățăm să tragem cu dinții, dar să-i facem să fie mândri de noi. Și să însemnăm ceva din respect și pentru meserie, pentru că noi ne respectăm meseria, dar și din respect pentru profesorii noștri, pentru că au fost niște oameni și sunt niște oameni extraordinari, niște nume, niște monștri sacri. Spune-mi puțin două vorbe despre doamna Sanda Manu, pentru că știu că Ana Maria din regie este o admiratoare a doamnei Sanda Manu. Era un profesor extrem de sever, dar în același timp extrem de bun. Își iubea elevii cu pasiune și acum, când ne-am întâlnit anul trecut la 20 de ani de la terminarea facultății, se vedea că iubește cu aceeași pasiune și când ne-a spus că se simte mândră de noi, eram era toți, deja așa, un profesor extrem de sever. Ca și al nostru, adică ca și cerea domnul foarte Tudor mult. Răscu, extrem de mult. Doamna Sanda Manu fiind regizor, cerea mult mai mult de la elevi decât cerea domnul Albulescu, care era actor. Adică doamna Sanda Manu cerea de la elevii dumneaei și din punctul de vedere al regizorului, care cere unui actor. Nu numai din punct de vedere al profesorului care învață elevul să devină actor.
Și asta făcea ca lucrurile să fie și mai complexe și, repet, era un profesor extrem de sever, dar, cum să spun, nu erau profesorii răi pe care puștii din ziua de azi înjură și așa mai departe, da. Nu. Noi știam că, cu toate că strângeam din dinți și făceam ca toate cele, știam că oamenii ăia sunt atât de severi pentru că ne iubesc și pentru că și trebuie să ajungem ceva. Undeva. Viața personală, Silvia, cum a decurs pe lângă acest, să zic așa, urcuș în carieră și în viața... Măi, la început a decurs foarte bine. În anul 2 am întâlnit, în anul 1 am întâlnit pe altcineva, în anul 2, în anul 3 m-am căsătorit, iar exact în ziua premierei cu spectacolul cu E frică de Virginia Woolf de la Iași am și rămas însărcinată. Lucrurile au mers foarte bine, era un om extraordinar, este așa, dar a fost un soț nemaipomenit. Până în momentul în care eu am început să fiu foarte cunoscută. Și atunci lucrurile... Adică încă acea mentalitate veche ca femeia nu trebuie să aibă succes. Nu cred, cred că era ceva subconștient. Nu cred, pentru că tatăl fiului meu este un bărbat de foarte mare succes. Este un om care știe exact ce vrea. Cred că era, de fapt, actuala soție este o femeie de succes și puternică. Cred că era, de fapt, conflictul între zonele de activitate. Ca să fii lângă cineva, ca să trăiești lângă cineva care lucrează în teatru, în film, mai ales când faci film, familia ta de drept nu mai există. Există familia de film. Stai acolo 10, 12, 14 ore pe zi. Adică tu deja erai cumva băgată foarte mult în meserie. Da, da, da. Foarte mult. Eram tot timpul în teatru, eram... Când fiul meu a avut 10 zile, eu am avut premieră. Wow! Da? Asta spune mult. Când fiul, până fiul meu avea 3 luni, eu deja jucam spectacol în fiecare seară și mi-am dat licența. Toate examenele împreună cu toți colegii mei și licența. Da? Imediat m-am apucat de la spectacol. Cumva s-a simțit abandonat. Nu știu. Este greu, îți spun, și mă uit și la cei din jurul meu, la prietene, la colege, la actrițele cu care sunt prietenă și la colegii din televiziune. Nu știu cum e aici, dar știu colegii mei. Eu lucrez în TVR, după cum bine știi. Și mă uit la colegii mei, stăm foarte multe ore. Cei care sunt împreună sunt cei care lucrează acolo. E foarte greu să-ți menții o relație cu un om din afară, indiferent de cât de puternic și de independent este. Să înțeleagă specificul meseriei, să înțeleagă că tu nu ești acolo indiferent de oră, de zi, că e Crăciun, că e anul nou, că e Paște, că poate interveni acum, pleci la o filmare, chit că trebuie să te duci la o petrecere. Știu, dar și când ești îngrădit, cred că relația devine toxică, păi pentru da, că nu te mai poți exprima. Pentru că lucrurile astea ajung să fie ciclice. Dacă tu de foarte multe ori nu ești acolo pentru el, pentru că ești băgat în altceva, dacă tu nu ești acolo pentru a merge nu știu unde sau pentru a face nu da, știu Silvia, ce... Dacă o iubire necondiționată sau o iubire adevărată înseamnă și un spațiu înseamnă... de celuilalt, exact. Și înseamnă și să fii mândru de ceea ce exact. Realizează celălalt, da. Și nu poți să fii doar acolo să fie doar pentru tine, nu? În mod normal așa e. În mod normal dar la tine n-a fost chiar așa. N-a fost chiar așa și lucrurile n-au decurs ok și s-au stricat pentru că știi ce se întâmplă? Poate și pentru că am crescut când am crescut, că revenim iar la copilărie sau pentru că ne-am dezvoltat în perioada în care ne-am dezvoltat, noi nu știm să comunicăm. Noi e o nu problemă știm actuală asta. Să zicem, ok, lucrurile nu merg, hai să stăm, uite, tu stai acolo, eu stau aici și îți spun ce am de spus și spunem și tu ce ai de spus. Nu, eu mă îmbotoșez și zic, uite, nu mă bagă în seamă, nu mă înțelege, nu mă nu știu ce, nu zic nimic, el se îmbotoșează, zice, uite, o doare în cot de familie, de aia, așa,
Și lucrurile izbucnesc la un moment dat, că botoșala asta... Ce crezi că sunt făcute toate soap opera și toate telenovelele? Adică, pe non-comunicarea asta care există. Non-comunicarea. Și presupunerile exact, care ni le presupunem, face. Presupunem. Și construcția pe care o facem și presupunem, în imaginație. Ajungem să presupunem niște aberații. Și nu stăm de vorbă. Ok, e de înțeles, noi vorbim 20.000 de cuvinte pe zi, bărbatul numai 10.000, dar e... spun medicii, nu noi. Ajuns la un moment dar dat ajungi la un moment dat să vorbești. E, iar lucrurile astea duc la o relație toxică, pentru că numai tu suferi, suferă și celălalt. Și atunci celălalt zice, uite, sufăr din cauza ei și nu vede și nu știu ce. Tu zici, uite, sufăr din cauza lui. Dar îmi pare rău că și el suferă din cauza mea, dar nu reușești. Și intri într-o chestie atât de nasoală, încât suferiți amândoi, sunteți de plin conștienți că suferiți. Dar tu când ai încercat totuși să mai stai de vorbă, când povesteai așa că ai încercat să stai de vorbă, dar n-ai mai reușit să găsești modul de a comunica, adică deja devenise mult prea... Nu știu nici dacă am încercat să comunic la lumea, știi? Am înțeles. Adică lucrurile ajung atât de umflate și de fiecare intră în balonul lui de toxicitate, că problema, cred că foarte multe divorțuri, foarte multe relații s-a sfârșit civilizat. Dacă măcar în momentul în care ajungi să nu mai poți, ai zice, ok, nu mai pot, hai să vorbim. Hai să ne despărțim, dar să ne despărțim prieteni, chiar dacă este doar o relație. N-ai încercat să faci lucrul ăsta nici măcar? Nu cred. Nu cred. Cred că eram atât de speriată și de... Ai încercat doar să fugi din relație? Da. Da. Cum ai făcut și prima dată? Da. Numai acum a fost mai complicat datorită erau multor copil, lucruri. Erau datorită niște ani, niște da. Lucruri la mijloc. Dar am ajuns în acel moment în care lucrurile deveniseră toxice pentru erai amândoi. Erai foarte nefericită, bănuiesc. Da, amândoi eram foarte nefericiți. Deci eu, ok, este vorba despre mine aici, dar oameni buni, înțelegeți că nu este vorba numai despre tine sau despre el sau despre ea. Nu. Este vorba despre amândoi. Pentru un tango, pentru un vals, pentru o relație, este nevoie de doi oameni. Nefericiți sunt amândoi. Și partea proastă e că amândoi duc tarele mai departe. Înțelegi? Eu cred că e crezi greu că să fii să te despați femeie. Mai devreme, da, sau? Da, da. Ca să nu ajunge să exact. Se strice atât de tare da, lucrurile. Da. Pentru că știi ce se întâmplă? Rămâi cu un gust amar. Rămâi cu un gust amar pentru momentele frumoase. Rămâi cu un gust amar pentru respectul față de tine, pentru respectul față de el, pentru respectul față de cuplu care a fost. Dar spune-mi un lucru, de ce ai prelungit lucrul ăsta de nefericire? De teamă. Care era teama cea mai mare? Teama cea mai mare era cum mă voi descurca. Ce spune lumea? Sau? Întâi, cum mă voi descurca cu un copil? Doi, ce spune lumea? Și crede-mă, uitându-mă în jurul meu și după aceea vorbind cu prietene, cunoștințe, colege, teama de ce spune lumea este atât de prezentă încât parcă trăim în evul mediu. Acum, privind retroactiv, să zic așa, și teama să, de ce spune lumea, tu, nu, părerea nu există, ta personală. Pentru că pe oameni, de fapt, interesează ei. Vreau să te întreb, după ce vede cineva că, vai, Silvia vrea să divorțeze, crezi că nu se preocupă omul ăla la urmă de copilul lui care este drogat sau că n-are acasă de mâncare? Asta sau zic, că oamenii au problemele lor. O problemele lor. Nu interesează ce faci tu. Nu interesează. Poate doar îți spun peste o săptămână, bă, parcă arăți mai liniștită sau e bine că n-ai mai plâns. Sau peste un an, vreau bă, dar ce bine te-ai transformat. Vreau să subliniez acest lucru. Este o iluzie despre ce spune lumea să ne afecteze sau să nu ne afecteze. Noi dăm voie acestui lucru. Exact. Dar ce spune lumea este proiecția a cine este acea lume fiecare în sine. Pe noi este ca un film, că toți suntem da, cu doamne regizor. Da, dar ține regizor. De... cultură și de modul în care am fost educați, gura lumii, ce zice lumea? Și este toată lumea zice doar ce înțelege ea. Exact, lumii. Dar nici nu trebuie să te intereseze, pentru că păi dacă acea lume pe nu. Care tu te gândești, vai ce zice lumea, că este o colegă, că este vecina, cred că dacă ai avea curajul să te duci și să-i zici, băi, eu trec prin asta, ajută-mă, nu știu, ține-mi copilul o jumătate de oră sau... Oamenii abia așteaptă hai să, vorbim, să ne ajute că poate... dacă suntem autentici. Ai șocul să afli că... Da, că vor. Nu interesează ce zice. Poate zice, poate nu trebuia să faci chestia asta. Dar cred că de fapt zic, ok, hai să vedem ce se ce poate face. Cum te pot ajuta? Da.
Deci este o falsă problemă pe care ne-o creăm. Da. Iar dincolo de asta, cum mă descurc, să știi că iar spun femeile care au o situație extrem de bună. Și se tem de, vai cum mă descurc, ce fac fără un bărbat lângă mine, ce fac fără... Știu că mi-ai spus când vorbeam puțin mai devreme că există femei chiar bătute, jignite, stau în relații foarte toxice. După cum tu bine știi. Și cu toate astea nu pleacă. Ce crezi că le ține în această relație? Frica, deci, uite, după cum tu bine știi, eu lucrez cu mulți copii pe care îi pregătesc pentru scenă. Nu ca actori, ci cântăreți. Evident că lucrând cu ei foarte des și tot povestindu-le și dându-le exemple, pentru că pentru a putea să transmiți ceva, chiar dacă tu cânți, nu interpretezi un rol, trebuie să înțelegi ceea ce cânți. Iar ca să-i faci pe copii sau pe tineri să înțeleagă ce transmit prin acel cântec, eu trebuie să-l aduc la ceva ce le este comun. Știi? Și ajung să vorbesc cu ei. Despre viața lor, probabil. Da. Ca să aflu ce le este comun și cum le pot face o poveste despre ceea ce cântă, ca să fie credibil și să poată transmite atât cât poate el la nivelul lui. Bun. Și am avut șocul să aflu de femei foarte frumoase și foarte puternice, care sunt și divorțate, că sunt bătute, amenințate. Hărțuite în continuare de fostul soț. Da, hărțuite, adică venit după ele la festivaluri și chestii de-astea. Și am zis, de ce nu e legătura cu un avocat, de ce nu, să vezi ce se mai poate face, de ce nu e legătura cu poliția, ok, ai divorțat, nu mai ai treabă cu avocatul, dar de ce nu e legătura cu poliția? Nu, doamnă, că o să-și revină, că mi-a promis că o să-și revină. Peste două săptămâni aflu că dacă nu o scoteau copilul și vecinii din mâinile, ora nu mai era. Eu chiar problema. Am trăit și un caz în care fostul iubit da. A omorât-o de tot. Problema poate să fie omorâtă mai puțin sau mai de tot? Da. Problema ce le-ai sfătui pe aceste femei care este totuși nu că, din păcate, avocat, fără ca noi să ne dăm seama, rămânând în situații, în relații toxice, ne învățăm copiii să trăiască așa. Fica acestei doamne duce și ea mai departe paternul, intrând în relații toxice, fiind o fată și frumoasă și deșteaptă. Copiii ajung să se teamă, ajung să fie de partea unuia dintre părinți, dacă tu rămâi într-o situație toxică. Ajung să fie înfricoșați, ajung și să ducă acest patern mai departe de sacrificiu. Că în familie trebuie să fie ceartă și dezbinare. Dar majoritatea stau în aceste relații toxice pentru copii. Rând, da, dar copilul cred când se face copii. Mare... Nu e adevărat. Corect, din contră, sunt de acord copilul cu tine. Este distrus. Bineînțeles. Psihic și comportamentul uman, copilul ăla nu o să mai aibă niciodată încredere în el, nu o să mai aibă niciodată încredere că o relație trebuie să fie normală. Cred că totul pornește, așa cum am zis, de la educație și de la faptul că noi întotdeauna ne căutăm jumătatea. Cum pui mei să-mi caut jumătatea dacă eu stând întreg? Că nu există nicio jumătate. Caut un alt întreg cu care să rezonez. Să fiu pe dar aceeași frecvență. Dar nu pot să-mi caut jumătatea când eu sunt un om întreg. Înseamnă că eu mă anihilez pe mine din start spunând, eu sunt doar o jumătate. Dacă nu mai vine cineva, eu nu o să fiu niciodată întreagă. Ba nu! Și așa ne învățăm copiii. Din păcate. Să fie doar jumătăți. Să n-aibă încredere. Să nu știe că o relație poate fi normală, frumoasă, cu zâmbete, și fiecare să aibă bucata lui de spațiu, de timp și de loc. Deci cele două frici sunt cele mai mari. Ce fac eu mâine de mâine cu banii, cu și după aceea, exact. Și ce zice lumea? Și de aici. Și ne ratăm viața pur și simplu. Exact, iar cred că lucrurile care nu se termină aici, bun, am divorțat sau am rupt relația, dar spaima mea de ce zice lumea și cum mă descurc mâine, face ca relațiile eventual toxice să devină violente și cumplit de toxice, chiar periculoase pentru viața omului. Pentru că dacă eu știu că acea persoană tot vine după mine, ori mă duc din nou la un avocat și cu el de mână mă duc și obțin un ordin de restricție sau mă duc la poliție să mă învețe ce să fac, poate n-am bani de avocat, dar cred că poate înțelege și un avocat din oficiu sau un prieten sau cineva să-ți dea 50 de lei să te duci, dar mă duc la poliție și întreb, domnule, ce pot să fac? Poate un polițist nu-mi răspunde, ok. Să mă spună ce drepturi am. Mă duc la altul până găsesc unul care, da, în primul rând, e o chestie a societății. Noi ca femei, nici bărbații, nici copiii nu-și cunosc drepturile. Tinerii nu-și cunosc drepturile.
e dezastru. Noi, ca femei, nu ne cunoaștem drepturile. Pentru că, draga mea, la televizor auzim toate prostile, mai puțin de drepturile omului, de drepturile din România. Uite, pot să spun care că sau femeile domnul maritate. Danileț, judecătorul, a scris o carte extraordinară pentru copii, pe care eu o spun pe toată lumea, în care este vorba, nu știu cum se numește, o găsiți pe site-ul dumnealui, îl puteți căuta, dar în care cum sunt... Cum îl cheamă? Danileț. Judecătorul. Judecătorul. Pe Facebook, este o carte în care sunt învățați drepturile lor, drepturile copiilor, pentru copii și pentru adolescenți. Să știe ce drepturi au și dacă sunt opriți de controlorul RATB în autobuz, trafic, da. În trafic. Dacă îl oprește cineva pe stradă. Adică nu mă refer la drepturile vis-a-vis de mama și de tata, de pun să-ți faci rei, ți-i dau telefon la drepturile copiilor, că eu n-am chef. E, nu, nu ține. Îmi pare rău. Așa, deci nu despre asta este vorba. Este vorba despre drepturile în societate, da? Pe care mi se pare... Și mi se pare important că ei să le învețe de când sunt copii, pentru că vor ajunge adulți care trebuie să înțeleagă că au drepturi și ca adulți. Că tu, ca femeie, ai dreptul să fie apărată. Dacă primul polițist, să zicem, că poate a avut și el o problemă și nu te bagă în seamă, dacă și ei sunt tot oameni, te duci la al doilea, te duci la al cincilea, intri pe ușă, intri pe geam, intri pe gaura cheii, până afli care sunt drepturile și până faci plângeri, până ești băgat în seamă. Nu cum a fost doamna despre care ai pomenit mai devreme, că a făcut una și gata și a sfârșit la morgă. Nu. Obții ordin de restricție dacă la, nu se ajunge la crimă de prima dată, că nu vine direct cuțitul. Întâi tatonează terenul. Dacă prima dată, a doua oară, a încălcat ordinul de restricție la poliție. Vreau să-ți completez și eu. În afară de aceste drepturi și toate lucrurile care ne pot ajuta din afară, eu consider un lucru foarte, foarte important, este atitudinea de victimă. Exact. Pentru da. Că orice om violent, chiar și în școală, bullying, cum numesc ei în engleză, adică acei copii care se au de alți copii, se au pe mirosul metaforic exact. Al fricii. Frica miroase, dar ne atacă frica câinii. Miroase. Frica miroase. Deci dacă tu ca nevastă, ca soție, ca da. Ce vrei tu, partener de viață, ca prietenă, simți frică față de acel om, acel om va fi super agresiv cu tine și va fi cu atât mai mult va încerca să te domine și să te da. Să devii o sclavă în hărțirea și mai lui. E ceva, iartă-mă că te întrerup, uneori poate ție ți se pare mai ușor că dacă faci pe victima începi să plângi, vai săraca de mine, numai tu mă poți, așa? Îți merge mai bine, dar îți merge mai bine în relație pentru o săptămână, o lună eventual, exact. Pentru că chestia asta se va întoarce împotriva ta. Deci înainte de a avea bani, înainte de a poate de a cunoaște un avocat și a ști drepturile tale, există un motor interior care nu costă bani, care nu costă nimic și asta este schimbarea atitudinii. În secunda în care spui, chit că n-am niciun ban, chit că nu știu drepturile mele, dar eu nu mai suport să fiu jignită sau nu mai suport să fiu agresată fizic sau psihic sau în orice mod, switch-ul acela, declic-ul acela care tu îl faci în interior, îți atrage oameni, bani, situații, ajutoare de care habar n-ai, tocmai pentru că nu mai ai acea atitudine de frică, de fricos, acea atitudine de victimă. În momentul în care ai atitudinea de victimă și ți-e frică, ați văzut și în clase că se vede deja de la copii la școală, când unuia este frică, chit că este mare sau înalt, dar dacă este fricos, de ăla se iau. Ăla care schimbă frica și maică să îl învață să nu mai fie frică, acei copii răi schimbă imediat obiectul. Și adică mai trebuie să înțelegem ceva. Schimbă personajul. Că oamenii care ajung să fie extrem de violenți și să facă chestii groaznice sunt de fapt extrem de, hai să nu zic complexați, ci nemulțumiți de propria persoană. Eu știu, dar dacă tu nu ai posibilitatea să fii un coach și să lucrezi cu el sau un psiholog, e nevoie să ieși din acel spațiu toxic, primul lucru, dar primul lucru poți să ieși schimbând atitudinea, considerând că așa cum ești, ești unic și meriți să fii într-o viață normală și fericită. Da, eu mi-aș dori, îmi doresc ca femeile să ajungă la chestia asta, să ajungă să înțeleagă faptul că valorează foarte mult ele ca femei și ca mame, nu neapărat ca partenere, ca soții, ca asta vine după. Tu ca femeie, pentru că dacă tu ca femeie înțelegi cât valorezi, copilul tău te va respecta, prietenii te vor respecta, soțul te va respecta, toată lumea la servici și așa mai departe, tu te vei respecta. Dar și dacă n-ai un servici, valorezi ca om infinit. Eu am vorbit ca... Deci
Dacă tu, știi, câteodată lumea te întreabă pe cine iubești tu cel mai mult? Toată lumea sare să spună copilul. Dacă îndrăznești să spui pe mine însămi, te lișează. Exact. Dar de fapt despre asta este vorba, că dacă mie nu mi-e bine, niciodată nu-i va fi bine copilului, soțului și așa mai departe. Și nu poți să dai iubire copilului exact. Dacă nu o ai. Plus că acel copil învață că trebuie să te iubești, că trebuie să ai spațiul tău, că trebuie să ai grijă de tine. Și învață și el la rândul lui să se iubească, exact. Să-și ceară și drepturile, să aibă spațiul lui și să aibă se respecte libertatea lui. Cred că femeilor cărora le e frică și care acceptă aceste lucruri se iubesc atât de puțin încât nici măcar nu consideră că merită nici propriul lor respect. Chiar dacă sunt femei care au mutat munții, chiar dacă sunt femei foarte frumoase, chiar dacă sunt femei care au crescut 3-4 copii, consideră că ele nu merită nici măcar atât respect încât să nu fie luate la bătaie. Hai să nu vorbim de bătaie și de omor, să nu fie jignite. Cum poți tu să accepți să fii făcută proastă și tâmpită când știi că ai crescut 3 fete care sunt superbe, vorbesc despre un caz, anume, da. 3 fete care sunt superbe, între care 2 sunt la casa lor și care ai muncit de n-ai mai putut și ți-ai făcut un nume și afară. De a accepta să te întorci pentru copilul cel și mic. Și care crezi că e motivul acestei doamne pentru care încă rămâne în această situație? Cred că în primul rând, ce va zice lumea? Nu cum mă descurc, deci, pentru că se descurcă, da. Și doamnă, dar nu e mai bine așa, lăsați așa, că parcă mi-e milă. Păi n-ar fi trebuit să-ți fie milă de tine, da, în primul asta rând. Asta înseamnă să nu ai încredere în tine, să exact. Nu ai stimă de sine. Despre să... asta este vorba. Deci cel mai important lucru este să creștem stima de sine. Și atunci ajungem la felul în care am fost crescuți și la cultură în general. Și nu e vorba, noi am vorbit acum de femei, dar cred că și pentru bărbați este la fel de greu. Silvia, timpul s-a terminat. Îți mulțumesc, deci, din suflet. Să știi că și pentru bărbați e la fel de greu. Și mai ales în ziua de azi. Sunt convinsă și o să te mai și sunt și ei foarte mult victime. Îți doresc să ai mult succes în cariera ta. Să rămână, mulțumesc. Și vă destainui că frica de succes am numit-o pentru că Silvia a avut această frică și de asta are succes. Deci ce ți-e frică, nu scap. Vă urez și vouă să aveți mult succes în tot ceea ce vreți să vă realizați. Să aveți o seară absolut minunată, caldă sau răcoroasă, cum vă doriți, și ne vedem joia viitoare!